Dar la ora actuală, la momentul acesta care vorbim, cine are cele mai mari șase să preia președinția PNL? Ludovic Orban Ipotetic sau Florin Cățu? Ipotetic Orban, dar nu știu dacă folosesc. Ludovic Cățu la la vechi, politician vechi și a băgat-o pe aia ca să-l intimideze pe Cățu. Au ieșit filialele să anunțe în fiecare săptămână anunță câte două, trei filiale că îl susțin pe Orban. Păi până la alegeri, dacă decide securitatea să sucesc. Știm foarte bine că politicienii sunt curvi. Dar și în dacă se... vine momentul să treacă de partea poporului, și poporul va fi într-o hipadă câțul la vremea respectivă, vor trece de partea poporului. Dacă nu, nu. Viitorul președinte al PNL trebuie să se pregătească de prezidențiale da. și asta înțelegem de la Ludovic Orban, care a și afirmat acest lucru. Și mi se pare firesc că adică, Ludovic totuși cine să candideze din partea PNL-ului? Femeia de serviciu și președintele partidului. Mi se pare firesc. Ludovic Orban, candidat la președinție, îl vedeți? Dar nu să-l vedeți pe Câțu, candidat la președinție, ca să vă răspund cu o întrebare. Bine, dacă totuși Câțu a putut să ajungă uh, în țara asta, ministru de finanțe și ulterior prim-ministru, nu văd de ce n-ar putea să ajungă Orban președintele României. De ce există uh, această posibilitate? A ajuns robotul de bucătărie Iohannis, președintele României, să înțelegem foarte bine. În contextul unei campanii electorale în care Ponta l-a călcat în picioare, inclusiv în cele două dezbateri. Și numai în România s-a întâmplat miracolul că între turul 1 de Scrutin și turul 2 de Scrutin să apară de în senin 2 milioane de oameni care să se sucească și să voteze cu Iohannis și să pierdă ponta la un milion alegerile pe care le câștigase în primul tur cu un milion. Deci se poate orice în țara asta. Ar putea avea un rival în Gabriela Fira sau Marcel Ciulacu de la PSD, pe care îl vedeți mai puternic în prezidențiale. Imposibil posibil orice. Nu, nu cred. Eu nu cred în, preș în varianta președintelui femei. Dar eu m-am mai înșelat odată. De eu, ce eu nu, nu cred că. Să... Pentru că românii de regulă sunt misogini. Uh, dar. Uh, eu am mai spus odată și mi-am mâncat cuvintele. Că mi-a scos o, o să și a avut dreptate. Când ai ieșit vasilescu Vasilei, cu la Craiova, vorbeam cu ea în campania electorală și mi a spus, va orga. Din punctul meu de vedere, uh, tu ai două probleme. În primul rând, că ești femeie. Și în al doilea rând că ești candidat în capitala Olteniei, care este uh, o Românie mai mică și mai misogină decât România Mare. De la Oltenia pontea cu femeia, nu e om totuși. da. Și uite-te că Oltenia a făcut-o pe Olguța Vasilescu primar, chiar de deci două ori. Uite-te că Oltenia, care era considerată șovină și care era considerată naționalistă, l-a făcut și pe Iohannis Președinte, tot în acel al doilea tur miraculos... Uh, că Știi că Iohannis a câștigat uh, turul în fața lui Ponta, inclusiv în județul Dolj, unde totuși PSD-ul obișnuiește să-i bată pe el cu 50 ceva la sud. Au mai fost și cazuri de județe deci, în care da, a câștigat da. UDMR, județe unde PSD... Da, dar PSD să câștige neamțul în Oltenia, adică... Deci, în Oltenia, deci dacă neamțul a putut să câștige în Oltenia, dacă femeia a putut să câștige în capitala Oltenii, nu văd de ce n-are și, și o femeie președintă României. României. Repet, eu de principiu nu cred că va ieși o femeie în viitor apropiat. Dar ne Poate vine zeița anticorupției de la Luxemburg sau unde. E, doamna Chioveș. Că e la fel de carismatică ca o bordură, ca și Iohannis. Deci n-ar fi o problemă din punctul ăsta de vedere. Adică, ce să spun, trecem de la unul care mestecă niște cuvinte pe care nu le înțelege pe toate, la una care nu știe să vorbească foarte bine. Poporul român poate să înghită multe. Discutăm și despre. Sau poate e bine, bătuț v-ați gândit la treaba asta, poate îl ăștia de la sănătate. Sau poate vom efort. avea și noi un actor, da, pe modelul. Păi, ucrainei, nu vezi ce sau... se întâmplă și nu numai al Ucrainei, ai văzut că în Bulgaria aurul lor a ieșit pe locul 2 și e condus Curelă. tot de un actor și realizator de show de televiziune. Deci e o rețetă. Deci am putea Ma... asista chiar la un am... Ciuta cu președinte. Doamna, apără și României. păzește, atât pentru mine cât și pentru poporul român. Nu, nu am nici intenții și nici măcar nu sunt atât de paranoic încât să-mi închipă că eu pot să fiu salvarea unui.